Bun găsit și astăzi la Contravizită, dezbaterea care încheie ziua la Congresul European de Cardiologie. Mă bucur că acum, pentru discuția din acest moment, să-l avem alături de noi pe domnul profesor Gheorghe Andrei Dan, profesor de medicină internă și cardiologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și Spitalul Colentina. Bine ați venit, mă bucur tare mult că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație. Avem mai multe teme pe agenda de discuții cu domnul profesor și v-aș propune să începem cu probabil tema favorită a dumneavoastră, și anume fibrilația atrială, care s-a aflat pe agenda și în ediția din acest an a Congresului European de Cardiologie, cu date noi, studii noi, despre care abia aștept să ne spuneți. Sigur, în ultimii ani, ca să zic așa, m-am nișat oarecum pe probleme legate de fibrilație atrială, alături de alte probleme legate de ritm, care sunt obiectul supra-specializării mele. Și sigur că fibrilația atrială este un personaj important la acest congres. Nu există un ghid nou încă de fibrilație atrială, ca un secret preliminar vă spun, el va fi în 2020 gata. Fac parte din comitetul de redactare. Deci peste 2 ani. Peste 2 ani. Dar este un personaj extrem de prezent la actualul congres, altfel un congres extrem de aglomerat. Prin problemele principale pe care le ridică, și aș enunța 3 probleme principale. Unde suntem cu terapia intervențională cu ablație? Al doilea, probleme legate de risc, în mod special riscul pentru accident cerebral-vascular, și în al treilea și în ultimul rând probleme legate de terapia medicală de opinie experților privind fibrilația atrială. În privința ablației, sigur că există o impetoasă dezvoltare a acestei metode intervenționale, care rămâne însă o metodă principal focalizată pe rezolvarea simptomelor și nu pe cura fibrilației atriale. Din păcate, nici măcar studiile recente nu au reușit să precizeze natura curativă, să zicem, a ablației prin radiofrecvență. Studiul Cabana, cel mai proaspăt discutat, inclusiv la acest congres, cu substudiul lui privind recurența de aritmii, a demonstrat un real beneficiu al ablației în ceea ce privește recurența aritmiilor. Dar, din păcate, studiul Cabana are nenumărate probleme de analiză statistică, de endpoint. Ele au fost discutate îndelung de la prima lui comunicare la Washington, la American College of Cardiology, discuții care continuă. Studiul Cabana este un câștig pentru că el arată ce este pozitiv la ora actuală în ablații, el arată ce a reușit să facă tehnologia, dar în același timp și limitele, și fără să fi fost discutat expres într-o sesiune, amintesc că s-a publicat de curând un articol care demonstrează că, în ciuda dezvoltării tehnicilor de ablații și a numărului de ablații efectuate pe între globul, și numărul de complicații ale ablației sunt în creștere. Al doilea lucru foarte important este riscul, și în mod special riscul de accident cerebral. Fibrilația atrială nu este numai un marker de risc, cu alte cuvinte un indicator al unui risc crescut în anumite boli, în mod special în insuficiența cardiacă, dar la rândul ei fibrilația atrială este un risc pentru afecțiuni grave cardiovasculare și în mod special accidentul cerebral-vascular. Câteva sesiuni au analizat alte modalități de risc, cum se pot aplica scale de risc de fibrilație atrială în mod extins, și este relativ recent s-a demonstrat că boala coronariană per se reprezintă un indicator de risc crescut de accident cerebral-vascular la pacientul cu fibrilație atrială. Deci amănunte importante. Pe un loc, să zicem, mai secund, dar extrem de important pentru mine și o preocupare specială, este terapia farmacologică în fibrilație atrială. Este evident și de bun simț
că nu vom putea rezolva prin ablație 33 de milioane de pacienți cu fibrilație atrială, cam cât așteptăm în anul 2025. Și că, din păcate, suntem în situația unui oarecare gol între ce avem în acest moment ca terapie farmacologică și ce ar trebui să avem. Am analizat această problemă în câteva articole pe care le-am publicat prin colegii mei din afara țării. Problema a fost dezbătută și aici. Există speranțe pentru medicația antiaritmică eficientă și mai ales mai sigură. Menționez... Fapt, asta a fost problema, cred, a generațiilor, să spunem, mai noi, nu, de antiaritmice. Absolut. Deci au promis foarte mult pe segmentul safety. Asta este problema principală pe care și doctorii trebuie să o înțeleagă și, de altfel, particip personal la două, așa zis, expert meeting. Asta e un tip de meeting oarecum mai nou la societatea europeană. Poate o să vă spun două cuvinte și despre cum s-a modificat profilul Congresului societatea europeană. Două meeting-uri, unul consacrat medicației cardiovasculare noi în general și cel al fibrilației atriale, care analizează în primul rând aspectul de siguranță. Pentru că, finalmente, este cel puțin la fel de important, dacă nu mai important, decât aspectul de eficiență. Dacă ar fi să caracterizez în puține vorbe ce se întâmplă la Congresul de Cardiologie European, care în acest moment tare mi-e teamă că este un concurent redutabil, dacă nu chiar a învins Congresul American Heart Association, care este practic cel mai mare congres de cardiologie, mai mare decât al American College of Cardiology. Nu știu încă la nivel de numărătoare care este soluția, oricum este un congres extrem de mare. Ceea ce caracterizează acest congres de vreo 2-3 ani este pragmatizarea lui. Cu alte cuvinte, de la conferințele, simpozioanele ex catedra foarte interesante, dar în același timp foarte scolastice ale anilor 2012-2013, am trecut la întâlniri, la prezența societăților, națiunilor diferite, regiunilor diferite în prezentare, la prezența unor sesiuni extrem de interactive. Număram foarte deschisă, spunem. Da, număram aproape 10 sesiuni astăzi dimineață, discutând cu colegii de mei, care sunt cu vot în domeniu, dar probabil că sunt mai multe, 10 am numărat. Sunt mai multe și am văzut și foarte multe evenimente cu o durată mai scurtă, 30-40 de minute, în spații deschise, care practic permit participanților să se mute de la o temă la alta. Asta este un aspect foarte important și, mă rog, o nedisimulată mândrie și, dacă vreți, lipsă de modestie. Trebuie să spun că în organizația pe care am condus-o lung timp și în care conduceri sunt încă, Societatea Internațională de Farmacoterapie Cardiovasculară, unul din primele lucruri pe care le-am făcut la congresul anual este scurtarea lecturii de la 20 tradițional la 5, pe acum la 10, pentru a se lăsa un loc mai mare discuții de panel, lucru care se întâmplă în acest moment și la societatea europeană. Sunt foarte multe discuții cu paneliști, cu publicul, pentru că în fond e un lucru mai important. Informarea și-a schimbat, dacă vreți, vectorul. Oamenii care vor să informeze au site-uri de informare, au literatură, internetul... Și raportul de gardă, nu pot să ratez momentul să facem un promo chiar acum pentru site-ul unde vedeți, puteți urmări acest interviu și alte relatări de la congres. Deci există modalități de informare pe care majoritatea celor care vin aici le au și atunci ceea ce rămâne aici este întâlnirea, interacțiunea, contactul nu uman. Nu neapărat în sens de socializare sau în sens de socializare medicală, dacă vreți. Cu un subiect de pe agenda. Da. Aș vrea să mai rămânem din două perspective la fibrilația atrială. Suntem, cred, am putea să vorbim despre un moment poate chiar de bilanță în relație cu, deja nu mai sunt noi la anticoagulante orale, nu mai sunt chiar noi, dar cred că suntem într-un punct în care s-au acumulat date despre ele și cred că dumneavoastră și din perspectiva clinicianului, un om care de la început a fost foarte aproape de acest subiect, cred că ați putea să conturați așa un tablou al rolului, locului acestei categorii de medicamente acum, în 2018. Cred că rolul și locul este mai puțin important să-l
conturez eu, pentru că el este deja stabilit, vorba dumneavoastră, nici NOAC nici nu mai înseamnă noile anticoagulante, înseamnă anticoagulante, un antivitamină, da. K. Ăsta este termenul pe care noi îl preferăm. Dar, într-adevăr, pot să vă spun câteva lucruri, unele vi le spun cu jumătate de gură, pentru că sunt încă confidențiale. Este că, în acest moment, am discutat exact acum un sfert de oră rezultatele la 3 ani de la Registrul European de Fibrilație Atrială pe termen lung, așa zis Long Term Atrial Fibrillation, care este coordonat de EORP. EORP este organismul de cercetare al Societății Europene de Cardiologie. Eu am fost în steering committee și comitetul executiv în ambele registre, și în pilot și în acest long term. Și ceea ce se remarcă este ceea ce ați spus. Există o creștere semnificativă, vă pot da o cifră pieia și încă confidențială, că de unde undeva în registru pilot noile anticoagulante reprezentau sub 10%, la ora actuală ele se apropie de 40%. Dar desigur există mari probleme, mari probleme. Pentru că accesul la noile anticoagulante, ca să folosesc această sintagmă, da, noile bătrâne anticoagulante, este foarte diferențiat după regiune. Da. Și să nu uităm că inclusiv în țara noastră situația nu este ideală. Așteptăm o lungă și interminabilă listă de medicamente compensate, care ba iese, ba nu iese. S-a schimbat metodologia recent și promisiunea... Dacă vreți să fiu rău, s-a schimbat metodologia, mentalității nu s-au schimbat. Și cu toate ajutorul pe care anumite companii îl dau, accesul nu e foarte simplu, dar și noi, da, în acest moment, în practica directă, ca să mă exprim așa, avem un număr mare, mult mai mare, pe pacienți care sunt pe chiar analiza europeană. Acum începe cel de-al treilea registru, condus de o prietenă mea din Serbia, Tania Potpar, demonstrează clar creșterea utilizării acestor medicamente și avantajele ei. Sigur că există o mulțime de discuții, una dintre cele mai, dacă vreți, ușor de înțeles este dacă ele sunt superioare față de un tratament cu varfarină bine varfarină controlat sau sintrom, ca să, da, folosesc, că noi în România avem acel maron. Diferențele, da, nu sunt decât, dacă vreți, la nivel farmacocinetic și farmacodinamic, semnificative clinic. Dacă superioritatea e față de acești pacienți bine controlați. Ei bine, eu consider discuția superfluă din cel puțin două motive. În primul rând că anticoagulantele orale, antivitamină K, care au salvat omenirea pe 60 și ceva de ani, sunt totuși o bătrână doamnă plină de năzbâtii, pentru că interacțiunile sunt foarte mari, posibilitatea de control este destul de dificilă, iar a discuta despre bunul control al anticoagulării cu antivitamine K în România este aproape iluzoriu. Să nu uităm că în toate studiile în care România a participat, în studii de anticoagulante neantivitamină K, unul dintre cele mai proaste controle de inerie era în România. În România. Din motive care țin evident de... Din motive care țin de același specificul, aceeași plicticoasă sintagmă numită sistemul sanitar, dar nu numai asta. Și ceea ce ține de pacient. Exact, cultura medicală. Tot în zona fibrilației atriale, dacă ne uităm la numărul, ați menționat și dumneavoastră, peste 30 de milioane de 30 cazuri. 30 ceva de milioane de cazuri care ar urma să fie, să se adreseze sistemelor de sănătate, la care se adaugă un număr din nou important de cazuri care nu vor fi descoperite, dacă vom menține, sistemul de diagnostic așa cum este. Asta este un bun point, pentru că din nefericire această boală, care este cea mai frecventă entitate aritmică de spitalizare și de consum de bani din sistemul sanitar, peste tot în lume, este și perversă. Din 100 de episoade de fibrilație, majoritatea sunt silențioase, sunt asimptomatice. Deci, în acest moment, accentul pe care l-a dat deja ghidul de fibrilație din 2016, cât și ghidurile publicate de noi în European Heart Rhythm Association, accentul este pe prevenție, pe depistare.
Da. Și aici aș vrea, dacă doriți, să insistăm puțin, pentru că am vorbit mai devreme despre un congres foarte deschis și aș spune chiar inovator. Am văzut o zonă de digital health bine definită și fizic într-una dintre marile sări de expoziții și am văzut că a existat un track, o sesiune în fiecare zi cu diverse prezentări în această zonă și linkul direct între digital health și fibrilație este direct cu fibrilația atrială și aici sunt probabil și marile așteptări, au fost și comunicări la congres. Cum vedeți și din perspectiva ghidului la care lucrați? Cred că fibrilația atrială a fost în acest domeniu o eroină de moment, pentru că practic aplicația este peste tot, în orice patologie. Da. Dar tocmai datorită ideii de screening, da, și de depistare este foarte important. Să nu uităm că au răsărit precum florile dispozitive cu care pacienții să-și poată urmări posibilitatea de a face fibrilație atrială, începând de la a învăța pacienții să măsoare pulsul până la dispozitive sofisticate cum e AliveCor, care se pune pe telefon. E o discuție încă foarte lungă în direcția asta, din simplu motiv că aceste dispozitive trebuie să-și demonstreze cost-eficiența. Ele mai și nevrozează printre altele și o discuție întreagă cine ar trebui să facă detecția asta activă. Probabil că exact pacienții care sunt la risc de a face fibrilația atrială, de exemplu hipertensivi. Da, cred că este o mare promisiune care vine și cred că e încă o promisiune, nu cred că e o certitudine, neapărat folosirea unor dispozitive de acest fel pe scară largă, la nivel individual și... Ele sunt o certitudine, există, deci sunt o realitate. Ceea ce aveți dreptate și nu e bine stabilit este modul de aplicare, încă cui ar trebui, e puțin probabil și deja au apărut două articole foarte largi publicate în Statele Unite, este foarte puțin probabil că este necesar să se aplice un screen la nivel populațional în acest sens. Da, și probabil va trebui, exact cum spuneați mai devreme, definită populația țintă, cea la risc. Aș vrea, după ce am acoperit subiectul fibrilației atriale, în limitările pe care chiar și online le avem pentru un interviu, limitările de timp, aș vrea să avem și opinia dumneavoastră legată de unele dintre ghidurile care au fost actualizate sau publicate în premieră la congres, cu care doriți să începem, cu infarctul miocardic, cu hipertensiunea. Aș începe cu un sfat pentru cei tineri, în primul rând. Cred că nu mi-o spun ca o laudă, ci pur și simplu ca o constatare a vârstei pe care am. Cred că am fost între primii care împreună cu câțiva colegi de generații de-ai mei am introdus în România conceptul de medicină bazată pe dovezi, la momentul potrivit destul de criticat. Medicină bazată pe dovezi care are ca evidentă terțiară ghidul. Trebuie să recunosc că există o mutație nu neapărat pozitivă în ceea ce privește ghidurile. În primul rând, frecvența cu care apar este extrem de mare. O să vă citesc iară domeniul de fibrilație, 4 ghiduri în mai puțin de 5 ani. Sigur că se poate răspunde că asta corespunde dezvoltării. Dar pe de altă parte, un ghid trebuie să prezinte date esențiale. Ghidurile s-au transformat încet, încet în textbook-uri, ceea ce nu e foarte bine. Al doilea aspect negativ, pentru că după aceea vorbim despre foarte multe aspecte pozitive, este că, din păcate, ghidurile care reprezintă, dacă vreți, ca să traduc liber, un raport de bună practică. Nu tradus oarecum termenul englez, dar se poate translata ca atare în limba românească. El, în niciun caz, nu trebuie utilizat și, din păcate, este utilizat des ca o dogmă. Ori, mi-e foarte teamă de dogmatizarea medicinii. Ghidul nu răspunde la toate problemele și ghidurile au nenumărate găuri care nu sunt acoperite, fie pentru că au apărut înainte de a apare elemente noi în medicină, fie nu sunt încă precizate. Ghidul însă are un mare avantaj, anume o stratificare clară a concepțiilor de intervenție, pe clase de dovadă, pe clase de evidență și ăsta este un lucru foarte bun. De asemenea, nu pot să nu spun că, din păcate, nici ghidurile nu sunt scutite de influențele subiective ale industriei și acest lucru trebuie știut. Ideea de bază este, înainte de a răspunde strict la întrebare și îmi cer scuze pentru această divagație, ghidurile sunt foarte importante.
dar nu-l scutește pe doctorul practician de opinie critică, da, atunci când citește aceste ghiduri. Dintre ghidurile publicate anul acesta, m-aș opri, dacă vreți, la două. Și ca să fiu sincer cu dumneavoastră, m-aș opri la două, pentru că două am avut timp să le văd mai în extensul ce reprezintă. Asta este, din păcate, 24 de ore este maxim cât pot... Mai ales în contextul unui congres atât de solicitant. Unul este un ghid care nu e ghid și care se numește a patra definiție universală a infarctului de miocard. Mie nu mi-a plăcut termenul ăsta de la început, pentru că ar trebui să asum că această definiție este valabilă și pe Marte și nu sunt foarte sigur că e așa. Dar ea vrea să spună o definiție acceptată de toată lumea. Trebuie de la început să spun că acesta, a patra definiție, care a apărut concomitent publicată în Europa, în Societatea Europeană de Cardiologie, dar și în Statele Unite, nu este o revoluție față de definiția a treia, care este într-adevăr o revoluție de ghidul anterior. Da. Revoluția acestei definiții a treia a fost faptul că elementul sine qua non pentru diagnostic de infarct de miocard este prezența biomarkerilor pentru a individualiza existența infarctului. Ghidul acesta vine și creionează foarte clar două elemente care erau deja prezente în ghidul vechi, în definiția veche, să ne înțelegem clar, nu e de acum 100 de ani, e de acum exact 5 ani, nu? Da. Și anume, ideea că cel mai bun biomarker pentru diagnosticul de infarct este troponina și în mod special troponina high sensitivity, adică măsurată cu mare sensibilitate. Și eu sunt al naibii de mândru, dacă vreți așa, că în Spitalul Colentina această metodă se aplică de la începuturile ei. Din păcate, dacă vă spun spitalele din București care aplică această metodă, chiar spitale de urgență, Colentina nefiind spital de urgență, se numără cu jumătate de degetele de la o mână. Motivele sunt multiple. Încă practică o troponina clasică pe point of care, deci lucru care ar cam trebui schimbat. Și această definiție va aduce această schimbare. Este foarte relevant pentru că noua definire, exact cum spuneați, creează un cadru de recunoaștere prin introducerea în clasificarea internațională a bolilor pentru o recunoaștere și o implementare la nivel de sistem, care în mod normal ar trebui să ducă exact la ceea ce spuneați dumneavoastră, la investiții și corectarea... Ce s-a întâmplat în lume în timpul ăsta? De când a apărut metodologia post-generația 4 troponină, a apărut high sensitivity. S-a întâmplat că, în primul rând, medicii de laborator au rafinat, dacă pot să folosesc în română termenul rafinat? Da. Bun. Au rafinat metodologia de măsurare și de rigurozitate, pentru că sunt două condiții esențiale de specificitate și de sensibilitate pentru analiză. Pentru că este evident că această metodă măsoară cu o sensibilitate încât și persoana normală este pozitivă, deci trebuia definit un cut-off point. Al doilea lucru care s-a întâmplat e de natură clinică. S-au emis o serie întreagă, s-au făcut studii pentru ceea ce se cheamă rule in, rule out, adică pacientul venit să nu mai fie ținut în observație, să poate fi de la început respins, da, în ghilimele de la camera de urgență, domnul meu, ta nu ai infarct. Sau din potrivă, unul să fie de la început. Ăsta este al doilea lucru. În al treilea rând s-au modulat diversele valori pentru diversele tipuri regionale, etnice și așa mai departe. Și last but not the least, Statele Unite, care au fost foarte reluctant, rezervate la introducerea troponinei high sensitivity, mulți ani după Europa au hotărât anul trecut și au introdus și au reprodus practic beneficiile. Deci ăsta este un prim avantaj al acestei definiții a patra universală. Al doilea este definirea unui termen extrem de delicat, pe care din păcate l-aud foarte des rostit ca atare în limba română și mă scoate din minți, și anume injurie. Nu injurie, leziune. Troponina crescută poate arăta două lucruri. Ambele denotă suferință cardiacă. Unul este infarctul de miocard, în care crește cu o anumită secvențialitate. Da. Al doilea este o creștere relativ constantă, de obicei la valori mai mici, care este definită ca termen de injury, adică leziune.
Practicianul trebuie să știe să facă diferența. Noi am organizat anul trecut niște cursuri de excelență pentru că ajunsesem la un moment dat să fim chemați în consult pentru troponină. Era crescută și nu, ce era? Se considera infartor. De cele mai multe ori nu era infart. Mă refer în neurologie sau în boli infecțioase și mai departe. Deci, aceasta a patra definiție vine și descrie foarte clar cum se aplică în continuare termenul de leziune, dacă vreți, adică cum trebuie interpretată suferința miocardică în boli care nu sunt propriu zis infarct de miocard. Un al treilea lucru pe care, din păcate, atât cât m-am uitat până acum, nu știu dacă l-a rezolvat complet, este o noțiune confuzivă în definiția universală, și anume infarctul de tipul 2. Infarct de tipul 2 este un infarct, dacă vreți, non-coronarian. Adică care nu e produs de obstrucția acută a plăcii, ci de ischemia propriu-zisă, deci de suferința miocardului. Da. Din păcate, asta este o lume foarte largă și eterogenă. Multe patologii. Care pot să ducă la așa ceva. Voi citi în extenso, nu vreau să mă pronunț ca un semidoctor înainte de a citi în detaliu acest ghid. Și al doilea ghid? Al doilea ghid, care de asemenea l-așteptam și de care mă bucur personal, este ghidul de hipertensiune. De ce o să ziceți? Uneori este foarte greu să fii egal cu tine însuți. Spunea, mă întreb cine spunea, dacă nu chiar Cioran, că dacă îți supraviețuiești, distrugi biografia. Ghidul de hipertensiune european precedent a fost un ghid excepțional, cu două clase peste ghidul american. Foarte clar, foarte descriptiv, chiar un ghid strălucit pentru hipertensiune. Nou ghid este concurentul propriului său concurent, pentru că între timp a apărut, așa zisul, Joint National Committee 8, da, american, care era un ghid avortat, ca să fim foarte sincer, dar a apărut o noțiune foarte dură, care făcea presiune foarte mare, dintr-un studiu care s-a numit Sprint, probabil că știți acest lucru, și anume o tensiune arterială, pentru că marea problemă a tensiunii arteriale este relația în populația generală liniară între valoare și risc. Da. Lucru care nu e adevărat în anumite populații, dar în populația generală asta au adăugat-o studiile Beck, Framingham și Merefit. Adică cu cât tensiunea mai mică, cu atât riscul e mai mare. Și atunci era foarte greu de decis, dom'le, unde este normalul? Da. Un om deștept a spus, dar normalul e acolo unde intervenția face mai mult bine decât rău. În urma acestui studiu, normalul ăsta coborâse undeva spre 120 de milimetri mercur sistolica și sub 80 diastolica, ceea ce de la început, în ghilimele, îmbolnăvea 70% din populație. Mi-a fost foarte frică, vă mărturisesc, deși aveam semnale deja din interiorul societății, că în fond e familia mea, să nu se accepte. Ori constat cu bucurie că ghidul european de hipertensiune rămâne obstinant la valorile inițiale din ghid, așa cum le știu, așa cum și le care, după părerea mea, sunt raționale. Am discutat despre fibrilația atrială, am discutat despre infarct miocardic, am discutat despre hipertensiune. V-aș întreba pe finalul discuției noastre dacă mai sunt alte studii, alte date pe care să le fi descoperit până acum. Sigur veți descoperi multe și în perioada următoare, este inevitabil. Dar dacă mai sunt alte, sau poate tendințe? Sunt câteva studii care au fost publicate. Cineva mă întreba întotdeauna malițios, e un studiu negativ, e un studiu pozitiv? Și eu răspundeam la fel de malițios că studiile nu se împart în pozitive și negative, ci în bine și prost făcute. Adică vreau să subliniez pe asta că un studiu care nu duce la rezultatul scontat, adică nu confirmă ipoteza, nu vreau să intru în statistică acum, da, studiu de tip beta, în ipoteza de pornire, nu e un studiu negativ, ci un studiu care ne învață. Din care putem să învățăm. Vă dau un exemplu foarte clar. S-a publicat și s-a comunicat la acest congres un studiu care se cheamă Mariner, n-are importanță, un studiu mic, cu rivaroxaban la pacientul bolnav critic, la ieșire externare din spital, dacă e sau nu util să-i se dea un anticoagulant pentru a preveni complicații pe care acest pacient le face, accident cerebral, tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară. Studiul a fost negativ.
E foarte pozitiv acest negativ. Iată ce să nu facem. Sunt și studii care au și o conotație chiar negativă. De exemplu, eu am o mare rezervă asupra studiului Cabana, care din păcate a fost așteptat foarte des, și aici s-a comunicat o parte foarte importantă din studiul Cabana. Cabana e un studiu ablație versus terapia antiaritmică optimă. Nu mă întrebați ce înseamnă terapia antiaritmică optimă, că nu știu ce e. Și în care s-a arătat că ablația într-adevăr scade recurențele, și cred că asta este o realitate. Din păcate, acest studiu are, în opinia mea, extrem de multe probleme în care a fost de design și în modul în care a fost condus. Sunt multe studii, evident, niciunul dintre noi sau poate cineva care e mai tânăr decât mine le poate cuprinde pe toate comunicarea. Noi ne ducem deja fiecare țintiți pe ce dorim să aprofundăm. S-au comunicat nu numai studii, ci și registre, și asta este foarte important, pentru că registrul pe undeva este raportul dintre câtă lumină din soare apare pe pământ, adică real life. Real life. Și s-au comunicat foarte multe registre, inclusiv registre fibrilație atrială, și ele sunt foarte importante. Eu consider acest congres un congres evident pozitiv. Eu vin la Congresul Societății Europene de când am putut să părăsesc țara, adică sunt exact anii 90. Nu știu dacă viitorul va rezerva același tip de congrese, informația circulă altfel, noi asta aveți raportul de gardă, eu am și eu raportul de gardă, există internet. El se va îndrepta din ce în ce mai mult către probleme pragmatice, probleme de educație și de întâlniri pentru rezolvarea lucrurilor. Aș reține ca o, nu neapărat o concluzie, dar cred că e un lucru foarte important pe care l-ați spus, la fel de important ca toate aceste informații foarte bine filtrate despre patologiile despre care am vorbit, și anume rolul unui congres care se redefinește în lumea digitală și începem să redescoperim bucuria de a sta și a discuta, fiind deja încărcați cu toate informațiile sau cu cât mai multe dintre informațiile de care avem nevoie. Cu alte cuvinte, nu mai venim la congres neapărat pentru a afla informațiile, ci pentru a le distila, pentru a le comunica și a le pune într-un context cu liderii de opinie. Cred că este o idee extrem de valoroasă și cred că trebuie să o rețin. Mi-aduc aminte o discuție cu profesorul Baez de Luna, cu mai mulți, în care se discuta, Baez de Luna e un om plin de umor când vrea, și în care se stăia congresul viitorului nu va mai fi în felul ăsta, nu se va mai cheltui bani pentru asta, va fi un congres online ca un webinar sau ceva de genul ăsta, la care, stând așa cu pe gânduri, Baez de Luna a răspuns: e posibil să fie mult mai eficace, dar o să fie mult mai antipatic. Aș încheia prin a spune că interacțiunea interumană nu poate fi înlocuită, deși suntem în mediul digital, de absolut nimic, și că geneza marilor idei care schimbă, iată, și cardiologia, vine și va veni, sunt absolut convins, tocmai din genul acesta de interacțiune umană. Rezultatul interacțiunii dintre experți, dintre specialiști, cercetători, mediu academic, industrie, în referitor sau în contextul Congresului European de Cardiologie, toate aceste informații le-ați găsit și le veți găsi și în continuare pe raportul de gardă și pe pagina de Facebook. Domnul profesor Gheorghe Andrei Dan, profesor de medicină internă și cardiologie la Universitatea de Medicină și Farmacie din București, a fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc foarte mult și deja ne-am pus în agenda 2020 ca să discutăm despre noul ghid pentru fibrilație atrială.